Aoleu! Aoleu, Doamne, ce prostii zici! Nu mi-a plăcut deloc cum a ieșit acolo. Și zici că e prima dată când ieșim pe acolo. O rezolvat, dar sunt și eu om mai uit. Orice om greșește, da. Corect. Aici o să executăm plecarea din rampă cu ajutorul frânei de mână. Abia spălasem și o mașină. Nu mai trește. Când suntem în pantă, da? Și vrem să reducem viteza, nu încalci ambriajul prima dată. Vii ușurel pe frână. Salutare, prieteni! Bine ați venit la o nouă ședință de condus. O am alături de mine pe... Amalia! Amalia se știe! Bună, Amalia! Bună! Bun. Astăzi, Amalia, repetăm intersecțiile prin oraș, da? De orice fel. Plus o să facem azi conducerea în rampă și în pantă. Deci o să mergem sus la Mănăstirea Dealu. Bun, ne-am aranjat frumos. Hai să dăm drumul și la camera aceea de sus. Așa. Deci ne-am aranjat scaunelul, oglinzile, centurica, ok, da? Hai să pornim motorul. Da, ok, sunt bine. Gata, am dat drumul și la cameră. Bun, hai să mergem înainte. Hai rapid. Da? Bun. Deci mare grijă, vreau să te corectezi doar pe unde nu faci bine, în rest, uite, deja nici nu faci bine. Ai plecat de pe loc și fără semnal și fără asigurare. Ca de obicei. Aoleu, piciorul drept pe accelerație. Bun. Eram pe frână. Aoleu, Doamne. Hai, pune mâna și concentrează. Da. Hai, ce facem? Păi hai, mă, semnalul mai dăm timp și de te mai așa că dai peste băiatul ăsta, uite. Bun. O să mergem la dreapta în următoarea intersecție. Cealaltă dreapta. Hai, ambreiajul jos. În colț aici, în limita vizibilității. Ia uite-te cât de aproape ai trecut. Vezi? Nu prea e ok. Ah, asigurare. Da. Bun. O să mergem la dreapta în următoarea intersecție. Ce respectăm aici? Pe trecerea momentan că pietonii în prima fază, da? Și apoi cedează trecerea, da? Da. Ha. Și vină frumușel cu și cu virajul. Păi nu ne asigurăm, n-a zis că nu trebuie să ne asigurăm. Da. Ha, ridică, ridică, uite că e pieton pe trecere și noi putem să intrăm. Păi... Înainte... Înainte, da? Da. Avem o intersecție... În plus, semaforizată. Semaforizată. Cui acordăm prioritate în intersecția asta? Mergem înainte. Nu te grăbi, mă. Hai să ne oprim frumușel că avem roșu. Scoatem. Hai cu unul, că uite, vine verde. Bun. Cui acordăm noi prioritatea aici? Păi la pietoni. Care, mă, pietonia? De pe care, mă? Păi ia uite mașinile alea, nu vin încoace spre noi? Da, da. Păi dacă mașinile au verde, cum să ai și pietonul tău verde? Da, la nimeni. La nimeni, nu. Hai să mergem la dreapta, deci trebuie să ne luăm banda din dreapta. Așa. Bun. Mergem la dreapta în intersecția următoare, nu mai accelerăm. Ia să vedem ce respectăm noi aici ca să intermitent. Așa, bun. Îți ușurel așa să meargă. Urmărește semaforul pietonilor. Urmărește traficul din stânga, da? Bineînțeles, ne asigurăm și pe unde mergem. Păi n-am zis traficul din stânga, uite, trebuie să nu vină nimeni din stânga. Pe una zicem, alta facem? Da. Ha, ridică ușurel, pregătește-te. Bun, semaforul pietonilor, da? Las-o pe banda asta, mă. Las-o pe banda asta, că o să mergem la stânga în următoarea intersecție. Sau intrăm în sens și părăsim pe a treia ieșire, da? Păi păstrează și tu distanța, că fii prea tare, da? Frânezi prea târziu și nu e în regulă. Și păstrează și distanța. Așa. Am zis cât să-i vedem roțile, uite-te pe spate. Iar cu cât viteza crește, cu atât distanța să fie mult mai mare, ca de obicei. Așteptăm, fără grabă. Când simți că poți să intri, atunci intrăm, da? Uite, când vin cei de acolo, uite, ridică ambreiajul. Hai, ridică, da? Păi când cei de acolo o ia în față, îi blochează pe cei din stânga și ne permite trecerea. Fii atent. Și semnalul. Așa. Bun. Vezi că mergem înainte. Deci trebuie să mergem în fața așa. Da, vezi, e problema aici. Acum aș putea. Da. Nu mă întrebam pe mine. Ia decizii singură. Și oprește semnalul ăla, că mi-am făcut treaba cu el. Urmărim semaforul până în dreptul lui să nu se schimbe. Ha, e ok, uite, s-a schimbat chiar când eram în dreptul lui, deci putem să intrăm. Ce oleu, mă? Ce oleu? Și acum poți să mergi în partea cealaltă. Dacă e liberă, da. Așa. Sigur, banda 1 e liberă, circulăm pe ea, clar. Ne oprim, Amalia, ne oprim, că nu avem să mai mergem, da? Vedem că banda 2 e ocupată, ne oprim. Hai, pune ușor în mișcare, uite că ăla e mai departe, deci putem să intrăm fără probleme. În sensul giratoriu, o să mergem la dreapta sau prima ieșire. Vezi cu încadrarea pe bandă. Nu, Amalia, dă-i semnalul. Când te mai încadrezi, mă, tu, ia, pe marcajul continuu, ambreiajul jos, dreapta. Mă, ți-am și zis, mă, să fii atentă cu încadrarea. Fii atentă la marcaje. Dreapta, mă. Ce mai grăbim, mă? Fii mă atentă, mă. Nu am văzut când veni și din față. Ridicăm ușor. Da. Bun. Tată? N-am mai lovit în ea, zic în ea. Hai mai tare. Așa. Bun, vreau mai tare și să-i dăm și 4. Dreapta 4. Și mi-o ții la 50 de kilometri. O, asta mi-e spatice. Aoleu, am uitat. Da, abia. Bine, mă, bine. N-am mai folosit-o. Da. Păi n-am mai ieșit din oraș, da. Bun, în următoarea intersecție o să mergem la dreapta, da? Pe care bandă stăm? Lasă mașina să meargă, nu mi-o reduce de aici. Eu ți-am zis doar ce avem de făcut. Aici se fac două benzi, ne luăm banda din dreapta, dacă am zis că mergem la dreapta, da? Și acum putem să venim și cu semnalul și treaptă mai micuță. O dau în și o dai în doi, da? Da? Deci aici pot să mă bag? Da? Și pe banda noastră. Mama, asta e banda ta, mă, ce faci? Mergem înainte, atenție. Păi știi să mă pun pe aia. Păi și fă, mă. Eu mă puneam direct, ha? Așa. De ce să te pui direct? Dacă am venit din dreapta, luăm banda 1. Iar apoi ne mutăm pe cealaltă bandă. Dacă veneai de pe 2, atunci veneai pe 2. De pe 2, pe 2. Bun, ha, și treapta următoare. Bun. Și mi-o ții la 50 de km constant. Jumătatea benzii aș vrea, ia uite-te aici. Păi uite cât spațiu ai aici. Înainte mă dădeam prea încolo, că acum mă dădeam. Nu, stai pe jumătate, mă. Nu trebuie să mergem lângă axul drumului, nu trebuie să mergem mai pe dreapta. Pe jumătatea benzii. Uite-te în oglinzi, că vezi cum stai pe bandă, da? Avem în față o trecere la nivel cu calea ferată. Las-o să mai meargă. Prevăzută cu semnale luminoase și acustice, adică avem semafor, da? Da. Ce lumină e aprinsă acolo? Albă. Albă, da? Ne permite trecerea? Da. Ne permite, da? O să trecem ușor cu treapta 2. Frânăm treapta 2, din 4 în 2. Ridicăm ușor ambreiajul. Nu strică să ne uităm stânga, dreapta, dreapta, stânga, da? E o măsură în plus de siguranță pentru noi. Ha, mai departe. Care este drumul prioritar? Da, acesta. Acesta care? Arată-mi așa. Eu fac așa. E, noi mergem înainte. Ah, deci știi să acordăm prioritate. Dăm semnal stânga, micșorăm viteza, trebuie să acordăm prioritate, da, hai din 4 în 2, nu opri de tot. Și ne oprim, că uite vine din față, treapta 1, hai, ridicăm. Așa. Da. Și ne oprim pe dreapta aici, imediat. Da. Ne oprim. Atât. Da? Pe liber. Ridică-mi ambreiajul. Nu trage frâna de mână. Da? Oprește și semnalizatorul. Și ține tu apăsat pe butonul de e-stop. Da? Da. Bun. Ia fi atent. Dacă iau piciorul de pe frână, mașina se duce în spate, da? Avem aici ușoară rampă, da? Corect? Eliberează frâna, las-o la mine, da? Corect? Dacă iau piciorul să duce în spate, se duce, da? E, avem situații în oraș, da? Unde, la fel așa, să nu ia mașina înapoi, o să plecăm din ambreiaj și frână. Noi am mai făcut de-a lungul orelor, da? Dar acum punctăm strict pe ele. Și facem în felul următor. O să plecăm din ambreiaj și frână. Cum o să facem? Păi ridic ușor ambreiajul până în punctul când cuplează, mașina o să trepideze puțin, da? În momentul când a cuplat ambreiajul, blocăm piciorul pe ambreiaj acolo și de-abia apoi luăm piciorul de pe frână. Uite-te la mine aici că fac eu, da? Am cuplat frumos treapta 1, da? Ridic ușor ambreiajul până când cuplează. Uite, mașina trepidează, corect? Da. Da? Ca să ne depășească băiatul ăsta, să nu o încurcăm. Bun, deci am păstrat ambriajul acolo, ce fac acum? Iau piciorul de pe frână, mut pe accelerație. Ridic ușor ambriajul și deja mașina s-a pus în mișcare fără să o ia înapoi. Corect? Încă o dată îți arăt. O ia înapoi, o ia, da? Bun. Ridic ușor ambriajul. Acuplat? Da. Uite, acuplat, că mașina trepidează, da? Iau piciorul de pe frână, mut pe accelerație, ridic ușor ambriajul și nu ia niciun centimetru înapoi. Eh, chestia asta o facem când avem rampă. Ușoară rampă, da, prin oraș, ca ai văzut. Și nu numai, pe unde ai nevoie. Așa procedăm. Pentru că ai văzut că ăștia vin până în spatele tău acolo și ca să nu dai în el, în ăla din spate, așa procedăm. Piciorul pe frână vreau să-mi ții. Da? Bun, și hai să facem. Concentrează-te la ce ți-am zis eu, că mă asigur eu din spate. Tu concentrează-te aici. Atât. Luăm piciorul de pe frână, mutăm pe accelerație. Super. A, de ce ai ridicat așa repede? Mai finuți cu ambreiajul sus, da? Da. Încă o dată. Ține piciorul acolo pe frână. Ridicăm ușor ambreiajul. Atât. Luăm piciorul de pe frână, mutăm pe accelerație. Și încet cu ambreiajul sus. Încet. Super. Hai, dă-i tu rații, că mai facem un pic mai sus. Și treapta următoare. Unde sunt indicatoarele pe dreapta, acolo o să ne oprim și facem... Oh, acolo în curbă? Nu, nu, asta e pe dreapta, nu ajungem acolo. Aici pe dreapta, da? Da, dăm semnalul. Hai că sunt niște găuri pe aici. Așa, bun, ne oprim. Oprim și semnalul, da? Și plecăm din nou, cum am zis mai devreme. Da? Mă asigur eu, tu concentrează-te aici. Ridicăm ușor ambreiajul, atât. Luăm piciorul de pe frână. Privirea în față. Nu te uiți la pedale. Încă o dată facem. Da? Ha. Ridicăm ușor. Atât, atât, atât. Luăm piciorul de pe frână. Bun. Turație mai mare, că suntem în rampă mai mare. Și treapta următoare. Deci tot secretul constă să nu ne grăbim la ambreiaj. Dacă ridici ambreiajul prea mult și ții piciorul pe frână, o să ducă la oprirea motorului. Deci nu trebuie să stăm așa mult cu piciorul pe frână. Da. Bun. Ușor aici pe serpentinele astea. Mare grijă să nu tăiem virajul. Foarte ușor, frumos. Ne păstrăm jumătatea benzii. Cu 1 aici vreau să trecem ambreiajul jos, nu frâna, nu, treapta 1, ha, ridicăm ușor ambreiajul. Hai să sărbăm și noi o roată pe aici, uite așa. Bun, turație mai mare și treapta următoare. Deci în rampă frânăm doar dacă este necesar, în loc, în rest reduce singură viteza, da? Așa, cu 2 așa urcăm. Mi-o lași cu 2 aici, da? Nu mai accelerăm, lasă-o să treacă și mai ușor. Și o roată, uite pe aici, așa că nu mai este limitatorul ăsta. Așa. Bun. Unde este oprită mașina pe dreapta, ne oprim și noi lângă ea acolo. Dăm semnal, da. Și nu mai accelerăm, ambreiajul jos, că reduce singură viteza. Uite atât, ne oprim aici. Da? Pe liber și asigură mașina în frâna de mână. Bun. Ia piciorul de pe pedale. Nu prea stă în frâna de mână, uite, o ia înapoi, mai ridic-o, așa. Bun, este ok acum, da? Da. E, aici o să executăm plecarea din rampă cu ajutorul frânei de mână. Principiul este asemănător cu ce am făcut jos, decât că nu folosim frâna de picior, absolut deloc, folosim numai frâna de mână. Da? Da. Bun, cum o să facem? Băi, piciorul drept o să fie pe accelerație, ambriajul stângul acolo frumos pe ambriaj, da? Am cuplat, bineînțeles, treapta 1. Ce fac apoi? Ridic ușor ambriajul până când cuplează, adică mașina dă să plece, dar bineînțeles nu o lasă frâna că e trasă, da? În momentul când mașina dă să plece, blochez ambriajul pe piciorul pe ambriaj, da? O accelerez puțin la plecare, că aici dă și ea de greu, că e la deal, da? E rampa cu înclinare mare, da? Apoi ce fac? Las frâna de mână jos și ușor cu ambreiajul sus și cu accelerația. Uite ceva de genul, o să-ți arăt eu, da? Deci, am cuplat frumos treapta 1, piciorul drept îl am pe accelerație. Ridic ușor ambreiajul. A cuplat, da? Da. Bun, o accelerez puțin, da? Frâna de mână jos și ridic ușor ambreiajul, dar finuț așa, ia uite. Da? Și mașina se pune în mișcare fără să o ia înapoi nici măcar un centimetru. Încă o dată îți arăt. Ridic ușor ambreiajul. A cuplat, uite, da, că dă să plece. O accelerez puțin, piciorul stâng rămâne fix pe ambreiaj. Da? O accelerez, frâna de mână jos, ridic ușor ambreiajul și mă duc pe treaba mea. Corect? Da. Bun. Las-o așa să duc înapoi că mă opresc eu. Și apoi o să-mi faci și tu. Deci tot secretul constă să nu ne grăbim la ambreiaj. Aia e toată treaba. Trageți frâna de mână sus. Hai să vedem. Stă în frâna de mână? Stă, da? Da. Deci noi ia înapoi. Da. Bun. Hai să facem. Da. Sigur. Nu. Ține ambreiajul jos. Hai. Ține ambreiajul jos. Aici ce? Nu, mâna, uite aici, da? Bun, hai, ridicăm ușor ambreiajul, atât, accelerăm, frâna de mână jos și încet cu ambreiajul sus. Super! Încă o dată. Frâna de mână vreau trasă. Hai, trage-o să nu ia înapoi. Trage-o mai sus. Așa, gata. Da? Stă în frână, stă, da? Da. Uite aici mâna. Hai, ridicăm, mă asigur eu, tu concentrează-te la ce avem de făcut. Accelerăm ușor, frâna de mână jos, super. Turație mai mare, mai mare și treapta următoare. Și mergem sus, ușor cu duieșul. Nu mai accelerăm. Și uite, dăm și noi roata așa cum facem asta. Uite așa, da? Și mergem înainte, sus, 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 la munte sus, cu doi așa frumos. De când n-ai mai venit pe aici? Nu, cred că din octombrie. Din octombrie? Da, așa. Hai, că nu e așa mult. Nu mai accelerăm. Sunt mai ușurel, așa că uite, avem limitatorul ăsta. Și cum o iau cu o roată? Uite, o să iei cu o roată așa, uite, mai salvezi și tu o roată să nu mai dea peste asta. Da? Bun. Și mai o să mai facem sus. Te faci părculeța aici frumos, da? Distracții, da, pe ochi. Wow. N-ai văzut? Nu. Păi din toamna, parcă a început. Uite, stecațeri prin copaci, ca maimuța. Frumușel. Da. La primăvară când o da și frunza, frumos o să fie umbră. Să vin și cu copii. Poate îl termină până la primăvară. Și cu cățelul. Și cu cățelul, dar îl urc pe sus până copaci. Și eu l-am tuns pe al meu. Da? Da. Acum? Da, am tuns ieri. Păi și nu-i frig? Îmi pun hainuță. Ah, brace, am înțeles. Eu îl mai las un pic. Păi nu stă la pieptănat și s-a încălcit blana. Face urât rău. Da. Săracul bine. Dă-i un claxon. Te mai încurcă. N-are nicio treabă, n-are niciun stres. Hai, accelerăm, 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 așa. Nu slăbi accelerația. Bun, dacă pierdem din putere, ce treaptă putem să-i dăm? Mai mare sau mai mică? Mai mare? Da, nu. Nu e da, bine e mai mare, mai mică, da? Din ce în ce mai mică, până ajungi la treapta numărul 1, da? Dacă nici cu unul nu mai urci, nu mai ai ce să faci, suni un prieten să vii să te ia de acolo. Bine să te ia. Ar fi ultima soluție aia. Da. Păi chiar că ultima. Da. Bun. Avem un limitator acolo, o să trecem ușor cu 1, iar apoi după ce trecem de el ne oprim. Așa zguduială. Da? Măcar l-am luat încet. Ne oprim, da? Atât, atât. Bun. Frâna de mână și lasă acolo că e bine, că avem cu 1. Nu? Hai să plecăm. Ce faci? De ce te relaxezi? Ține mâna frumos în jumătatea volanului. Asta e aici. Da, plecăm. Ia piciorul, ia piciorul de pe frână de serviciu. Mă asigur eu. Deci concentrează-te aici ce avem de făcut. Luăm piciorul de pe frână. Nu, pardon, scuze. Frâna de mână jos. Da? Scuze, am rămas cu... mai devreme. Bun. Da. Ne oprim, încă o dată facem. Frâna de mână. Și plecăm. Ridic-o mai sus dacă nu stă, da? Bun. Piciorul drept pe accelerație. Ridicăm ușor ambreiajul. Da? Ce facem? Așa. Și ușor cu ambreiajul sus, ușor. Stai că am grăbit, l-ai ridicat cam repede. Nu așa repede. O lăsăm tot așa cu 1, să trecem și de limitatorul ăsta. Deci am zis, tot secretul este să nu ne grăbim la ambreiaj. Da. Dacă nu ne grăbim la ambreiaj, e super. Este treaba bună. Nu te mai accelera, că mai facem o dată. Uite aici, ne oprim unde e marcajul discontinu. Ne oprim. Da. Bun. Frâna sus, da? Da, ține-mă aici. Ce faci? Ridicăm ușor. Da? E foarte bine. Intrăm în dreapta în parcare. Mai pe dreapta. Și acum ne întoarcem dintr-o mișcare. Semnal stânga, asigurare. Ne întoarcem și ne oprim apoi lângă bordură. Ne oprim aici lângă bordură. Frânare, ambreiajul jos. Trage frâna de mână, da, da, scoate pe liber. Bun, ia picioarele de pe pedale. Ce am făcut acum a fost circulația în... rampă. În rampă, da? Acum o să facem circulația în... pantă. Exact. Rampă pe urcare, pantă pe coborâre, da? Bun. Pe coborâre, o să coborâm mai mult în frână de motor, da? O să coborâm cu treapta 1, treapta 2 și poate și cu treapta 3, să vedem cum e, dacă avem liber pe acolo unde merge mai tare, da? În funcție de ce treaptă avem, bineînțeles, o să fie viteza mai mică sau mai mare, da? E, frâna asta de motor o să o țină înfrânată până la un moment dat, dar fiind panta foarte abruptă, mașina o să prindă viteză, da? În momentul când prinde viteză și nu mai putem să, nu mai suntem stăpâni pe situație, ce facem? Intervenim cu frâna de serviciu, da? Frânăm ușor, reducem viteza, suntem stăpâni pe situație, luăm piciorul de pe frână. Deci ideea este pe coborâre să nu stăm tot timpul cu piciorul pe frână, da? Stăm tot timpul cu piciorul pe frână, bine că aici dealul ăsta e micuț, dar dacă te duci la munte ai de coborât acolo, da? E, dacă stai tot timpul cu piciorul pe frână, să încingi frânele și risci să rămâi și fără frâne, Doamne ferește, da? Deci de asta se recomandă mai mult frână de motor, da? Și din când în când, frumos cu frâna de serviciu, adică să reduci viteza, să fim stăpâni pe situație. Bun. Alt aspect pe care ți-l aduc în vedere, când suntem în pantă, da? Și vrem să reducem viteza, nu încalci ambreiajul prima dată, vii ușurel pe frână. frână și apoi ambreiajul jos. De-aia te-am pus aici când ne-am întors să încalci întâi frâna. Pentru că dacă călcăm prima dată ambreiajul, ai scos-o pe liber și se duce glonț în față. Da? De asta venim cu frânare, apoi ambreiajul jos. Acum, dacă ai 2-3-5 km pe oră, da? Nu vii pe frână, că reduce foarte repede, fiind viteza micuță. Dar un pic viteza, un pic mai alertă, da? Deci venim pe frână și apoi cu ambreiajul jos. Ok? Bun. O să coborâm în frână de motor. Uite, mergem cu 1 până la limitator. Lasă, vezi ce înseamnă frâna de motor, să vezi cât de înfrânată o ține. Adică o să meargă foarte ușor. Da? Da. Bun. Atenție că avem limitatoarele alea, deci o să frânăm până în ele. Când trecem peste ele, luăm piciorul de pe frână, da? Nu stăm cu piciorul pe frână când trecem peste vreun obstacol, da? Că nu-i face bine nici la frâne, nici la partea mecanică, la nimic, da? Adică o să-ți rup mașina. Ok? Da. Îi dăm drumul? Da. Ha. Încă un aspect, atenție, turația și-o ia singură, deci nu trebuie să o accelerezi la vale, da? Ha. Mergem. Semnalul, asigurarea vreau acum, da? Și frâna o lăsăm normal, jos. Păi și acum? Pe ce vorbim? Păi și? Nu de asta vorbim noi acum? Ridică ușor ambreiajul. Da? Bun. Oprim semnalul. Bun, nu accelerez, nu frânez, nu nimic. Las-o pe ea singurică, să vezi ce înseamnă frâna de motor, da? Uite, suntem cu 1, ia uite cât de înfrânată o ține. Vezi? Da. Ce te uiți pe acolo? Uite, o las. Nu, că e jos, n-ai lăsat-o. Frânăm puțin până în limitator, luăm piciorul de pe frână. Ambreiajul jos, treapta, 2. Auto, dacă ai scos-o pe liber, ce fuge. Ridicăm ușor ambreiajul. Ambreiajul, ridicăm. Da? E, peste limitatorul ăsta tot cu 1 trecem. Frânăm întâi. Ambreiajul jos și treapta 1. Ridicăm ambreiajul, ridicăm și frână, ridicăm tot. Bun. Ambreiaj jos, treapta 2. Iar o luăm repede. Da? Ridicăm ambreiajul. Și mergem cu 2. Da? Atenție, dacă fuge prea tare, ușurel pe frână, da? Hai, pe vină pe frână, ca să nu te sperii, că uite, deja ai început să te sperii. Nu-mi place, nu-mi place. Frâna e la tine, da? O ții în așa fel încât să fie viteza micuță, să nu te sperii. Da, așa. Mai luăm piciorul de pe frână. Păi n-am zis că nu stăm tot timpul cu piciorul pe frână? L-am luat. Așa. Frânăm doar când e necesar. Uite, și asta e, uite, viteză mică, da? Frâna de motor, deci e ok. Uite. Vezi ce înfrânată ți-o ține? Da. Fuge prea tare, ușurel cu frâna, da? Și o ținem ușor din frână aici, că avem și un viraj mai strâns și e și abruptă. Așa. Ținut pe aici, a plecat șoseaua pe aici la vale. Așa. Bun. Da? Fuge prea repede, ușurel pe frână. Piciorul stâng aș vrea să-l ții lângă pedala din stânga. Nu în spate. Da, e... Așa. Bun. E în aer. În aer, nu trebuie să-l ții în aer. Trebuie să-l ții acolo unde e locașul ăla, stânga, lângă pedală. Când ai nevoie, frumos l-ai luat și l-ai pus. Din stânga. Din stânga, da, nu dă acolo. Da, așa. De stânga, nu dă dreapta. Da. Da. S-a îndreptat drumul, începem ușurel și să accelerăm acum, că e drumul drept. Așa. S-au auzit și noi păsărelile. E de primăvară. Frânare, oameni, de ce îl lași să ducă așa tare? Frânare. îl lași cu 2, dar frânăm ușor până în limitator. Frânăm. Luăm piciorul de pe frână. Așa. Fuge prea repede, ușor cu frâna. Mai liberăm frâna. Nu stăm tot timpul cu piciorul pe frână. Aici o lași tu cu 2, dar dai și tu o rată, uite, mai pe dreapta acolo. Frânăm ușor, să treacă mai ușor. Bine? Luăm piciorul de pe frână, e foarte bine. Bun, ambreiajul jos, treapta 3. Ridicăm ușor ambreiajul. Deci viteza e mai mare acum, corect? Da. Bun. Așa speriat. Nu putem să intrăm cu 3 aici, ce facem? Frânăm. Și dăm 2. Așa. Ridicăm ușor ambreiajul și acum te ții de la ea, dăm frână. Fuge prea repede, frânăm ușor. Ia chiar încet pe aici. Mai frânăm puțin, că uite, e un viraj. Luăm piciorul de pe frână, că e o gaură aici. Așa. Mă băga și tu noroiul ăsta, mamă, ce e aici? Lasă-o mai așa. Așa. Mai luăm piciorul de pe frână. Da? Frânăm ușor până în limitator. Luăm piciorul de pe frână. Bun. Când mai ocolim în roaiele astea, că au intrat ăștia cu mașinile astea mari. Și au murdărit șoseaua. Bun. Dacă mergem prea încet, putem să și accelerăm. Depinde cum suntem noi stăpâni pe situație aici. E bine să ne menținem banda, jumătatea benzinii, deci nu tăiem virajul. Uite, n-avem vizibilitate, vine unul acum și taie virajul, intră direct în noi. Da. Tac eu gaură aici. Bun, frânăm. Frânăm. Luăm piciorul de pe frână. Mergem înainte. Dacă am luat toate noroaiele astea, auzi cum se aude pe la roți. Hai, mergem acolo, lasă-o să meargă. Abia spălasem și o mașină. Nu mai tu ești o ghinion. Numai așa că o să vină pe roțile astea, noroiul ăsta direct pe roată și luăm toate. Bun, mergem înainte, da? Da, deci prioritatea de drumul. Da? Uite așa, las-o așa că e dezastru. Ne asigurăm. Vine cineva? Mai vine. Acum nu mai vine. Trebuie să meargă. Da? Mai tare. Și treapta următoare. Fai, ce aruncă noroiul ăsta cu ea. Până în oraș se pierde. Hai mai tare, se duce până în oraș. Hai și cu patru. Așa, mi-o ții la 50 de km. Să duce până în oraș, să curăță. Să curăță pe aripă. Hai, mai dăm dușet. Așa, și acum să mergem pe acolo, pe unde sunt zonele astea cu rampă, da? Pe la mall, da? Pe lângă mall. Da. Ce lumină e aprinsă acolo? Ne permite trecerea, da? Frânare din 4 în 2, da. Frânăm un pic mai mult, ca să treacă mai ușor. Luăm piciorul de pe frână, ridicăm ambreiajul. Asigurare. Nu strică să te uiți, să știi. E o măsură în plus de siguranță pentru tine. Mai departe. Ce ți s-a părut mai grea, urcarea sau coborârea? Coborârea. Coborârea? Da. De ce, mă? Că am avut așa cu frică când cobora prea repede. Păi de da, avem și frâna de motor, avem și frâna de serviciu, deci depinde de tine în ce viteză te duci, da? Bine, aici părerile sunt împărțite, unii le e frică pe urcare, alții pe coborâre, cum zici și tu. Dar nu trebuie nici într-un caz, nici celălalt, da? Pe urcare meșterim ușor la ambreiaj, pe coborâre avem frâna. Frâna de motor, frâna de serviciu, adică de picior. Și aici o să ne ducem în oraș? Aici o să mergem la dreapta în următoarea, la stânga, scuze, la stânga în următoarea intersecție. Da, mergem spre oraș. Următoarea intersecție care nu este sens giratoriu. Hai cu semnalul stânga, că mergem la stânga. În prima fază avem prioritate. Da, și apoi avem... Așa, avem cedează acum, da? Asigurare din dreapta. Și ne oprim aici, că vine tirul ăla, uite. Treapta 1. Hai, vezi de mine, da? Da. Asta e aglomerație, așteptăm, avem ce facem. Și atenție și în stânga să vezi dacă mai ai pe unde să te duci, că se blochează la un moment dat acolo, da? Așteptăm. Altă soluție nu e. S-a pus și cu calul ăsta. Mai vedem de căluța. Ha, ridică, ridică. Ridică, ridică, că ne lasă băiatul ăsta foarte bine acrocetat. Înainte. Treapta următoare. Da. Mai departe. Care bandă se termină aici? Cealaltă. Uite-te aici, da? Da, pentru că eram bine. Nu eram bine, dar nu zic degeaba. Pentru că vin ăștia, ia uite-l pe ăsta cu ce viteză vine. Vezi? Da. Ai înțeles? Și intră pe lângă tine și trebuie să fii atentă. Noi eram bine, într-adevăr, că banda noastră se continuă, dar să fim atenți și la ceilalți. Nu avem ce face, asta e. Hai mai tare. Mai tare, dă și 4 până intrăm acolo, în aglomerație. Când am intrat acolo, mergem ușor, mai ușor. Așa. În sensul giratoriu, să mergem la stânga. Semnalul vreau să-l aud, că suntem aproape de intersecție. Așa. Bun. Și acum atenție la asigurare. Da? Hai cu unul, da? Hai, ridicăm. Da? Ținem banda frumos aici. Da? Da? Cu asigurare întotdeauna în dreapta, dacă împărăsim sensul. Mare grijă la cei de pe lângă trecere, da? Mare grijă. Era ok, că era acolo, dar trebuie să fim mai prudenți un pic. Ha, mai departe. Și e banda liberă, da? Nu e liberă, nu mai au luat. Da, păi uite-l în față. Bavarii, da? Și după el, sigur. Semnalul putem să-l dăm de aici. Așa. Corect. O să mergem înainte. Aș vrea după trecere, dar să ne luăm banda 2. Semnal, asigurare. Așa. Aici banda 1 este doar pentru la dreapta. Da, asta să... Nu, de ce dai unul? Ce-i? Pe liber. Pe liber, mă, că e intersecție semaforizată. Ce-i? Ăsta vine direct din verde în roșu vine. Da, deci trebuie să fii foarte atent. Adică nu mai dă galben, ci direct roșu, pac. Normal ar trebui să vină în galben. Și apoi roșu. Bun. Cui acordăm noi prioritate când o să intrăm pe verde? Nimănui, da? A? Dar nu văd dacă aduci cum se face verde la pietoni. Da. Uite, poți să te orientezi la semaforul celorlalți. Sau semaforul nostru, dar nu se vede că bate lumina în el. Da? Uite, au verde pietonii noștri, da? După ce vine roșu la pietonii noștri, atunci ne vine și nouă verde, da? Sau când le vin la, uite, la aia din dreapta, vezi, ei au verde. Când se schimbă, hai, ne pregătim cu treapta 1. O să vină verde la noi acum. Da? Uite. Dar de când a ajuns în față mașina asta? Hai, te-a venit pe aici, pe dreapta. N-ai văzut. Banda 1, eu ți-am zis acolo, e numai la dreapta, dar să mai practică și pentru înainte. O să mergem la dreapta în următoarea intersecție. Hai cu încadrare. Așa. Noi accelerăm un pic mai mică viteză. Să putem să ne asigurăm. Țineți banda, ține banda, ține banda, că aveam autobuzul ăsta lângă noi. Așa. Hai, hai, schimbă, mișcu, mișcu. Așa. Așa. Rămânem aici pe banda asta, că o să mergem la stânga în următoarea intersecție. Da. Aici fiecare bandă este cu semaforul ei, da? Și îl vedem acolo, uite. Cel mai bune semafoare cu timp. Dar să ușurel, că e posibil să prindem verde la pietonii din stânga. Deci vină ușor, cu viteză mai micuță. Uite aici. Ambreiajul jos și ne-am oprit. Uite, îl vezi acolo, semaforul vezi aici. Mare grijă. Ei, când nu mai vine nimeni, mergem frumos și el înainte. Ha, ridic. Da, nu trebuie să mai scoți pe liber, că aici eu, tu și pe doamna. Ha, asigurare, ok, uite, da. Uite cum apare, vezi? O să mergem la dreapta în următoarea intersecție. Dă-i semnalul. Nu mai accelerăm, lasul foarte încet, ca să avem timp să ne încadrăm. Hai, ce faci? Păi nu mai e nimeni. Păi mira că iar se bagă cineva și mă sperie. Păi fii atentă, că n-ai de unde să știi. E posibil, da? Bun, deci mergem la dreapta, da? Da. Ce respectăm pentru la dreapta? Păi avem cedează. Așa, cedează, da? Ambrea și frână, măi, Amalia, nu frână direct, că suntem cu viteză foarte mică. Dacă avem roșu la mașini, pietonii au? Verde. Așa, deci mare grijă la pietonii de aici. Hai, înaintăm-o. Mai avem pietoni? Nu. Bun, venim frumușel la dreapta. Hai, virăm, 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 virăm. Da? Și acum mergem la stânga, semnal stânga. Hai, virează, virează, virează. Asigurare din stânga. Da? Așa, bag din spatele lui ăsta alb aici. Uite așa frumos. Iar acum mergem la stânga. Vezi că aici e foarte din scurt, deci trebuie să le faci foarte repede. La stânga. Da, la stânga. E verde, da? Da. Cui acord prioritate aici? E drum, prioritate, Doamne, ce prostii zici. Așa te-am învățat eu, mă? Nu. Ce intersecție e, mă? Semaforizată, da? Da. A, pe la nimeni. Cum? Nu e la nimeni. Hai, schimbă banda. Schimbă banda. Încerc și eu noroc cu toate acum. Nu e bine ce zici, mă, Amalia. Nimic am zis bine. Nimic nu e bine, da. Oprește semnal. Deci dacă e intersecție, hai să luăm banda 1, că e liber. Dacă e intersecție semaforizată, ce respectăm, mă? Semaforul. Semaforul, da? Da. Păi și tu de oprește semnalul. Da, păi de-abia e marcaj. Deci dacă avem semafor funcțional, nu avem treabă, mă, cu indicatoarele. Da? Mie asta mi-a rămas în cap. pun indicatorul ăla. Păi da, dar nu e bine. Mulți fac așa, uite, și nu e bine. Ce faci? Intri în doamnă? Așa. Nu mai aștepta până în ultima clipă, că o să ai ocazia să-i dai una. Lasă-o să urci pe trotuar, că erai foarte aproape de ea. Toți din față frânează, numai tu accelerezi. Păi, până ajungeam eu acolo. Păi nu e bine ce faci, să știi. Păi dacă cel din fața ta frânează, tu de ce mai accelerezi? Din timp, luăm piciorul de pe accelerație în prima fază. Dacă îl vezi că stă tot acolo, pe frână, venim și noi ușor pe frână. Am zis că totul facem mai din timp, nu în scurt timp, așa, în 2-3 metri, că nu e bine. De ce am vorbit noi să-i vedem roțile? Care roți le vezi? Plăcuța. Plăcuța după la aia din față, poate. Că pe spate nu prea cred. Ba da. Hai, păstrează distanța, mă. Da. E bine să păstrezi distanța, că uite, îi vine lui ăsta o idee să dea înapoi acum și dă în tine. Nu ești tu de vină, dar... Na, e bine să eviți lucrurile astea, că apoi stai de ceartă cu el. O să mergem la stânga în următoarea intersecție. Hai, fii atentă la asigurare. Nu te duce drept așa, vine, uite așa frumos, semnal stânga din nou că ne-a sărit. Trebuie să te uiți tu să vezi pe unde merge mașina. Da? Și vezi că mergem la dreapta, prima la dreapta. Mai bine. Tot la dreapta. Mergem la dreapta. Da. Înainte mergem. Hai, mai tare, hai și cu duiul. Mergem cu unul, am mers destul cu unul. Pe viraj acolo a fost ok. Cu doi mergem ușor pe aici. Da. Hai să-l luăm așa pe, și pe ăsta, să-l ocolim. Nu până el. Semnal. A, așa. O să mergem la stânga în următoarea intersecție. Semnalul stânga. Păi tu ai rămas cu ăla de dreapta. Bun. Cui acordăm prioritate? Stânga-dreapta. Așa. Hai, mai uite-te și din dreapta, că văd că numai în stânga te uiți. Ha. Hai, copii. Da? De ce așa tare pe viraj? Acum ne mutăm pe unul. Deci nu mai mi-accelera așa tare pe viraj, las-o ușor pe viraj. Bun. După ce trecem de intersecție, ne oprim pe dreapta și executăm ce am făcut azi acolo la mănăstire, adică plecarea din rampă. Da? Stai să trecem de intersecție aici. Da? Bun. Dă-i semnalul dreapta și ne oprim aici pe dreapta. Așa, pe jumate, că nu stăm mult. Las-o aici așa. Nu, nu cu frâna, doar din ambreiaj și frână, da? Ah, ok. Bun, oprește semnal. Da? Foarte mult ridicat ambreiajul, să știi. Hai de la început. Ridică ușor. Atât e suficient. Ia piciorul de pe frână. Așa, mă. Încă o dată. Ambreiaj și frână. Ne oprim și plecăm din nou. Ha, ridicăm. Atât, atât, atât. Așa. Dacă îmi ridici prea mult ambreiajul și ții piciorul pe frână, ai omorât motorul. Hai mai departe. Da? Deci nu trebuie să ținem așa mult piciorul pe frână, că asta duce la oprirea motorului. La stânga mergem. Nu știu, mă, vezi tu, poți să intri sau nu intri. Păi ne oprim, măi, Amalia, pentru că trebuie să schimbăm banda pe marcajul discontinu, da? Hai, punem ușor în mișcare. Acolo ținem frumos. Ha, ridicăm. Așa, uite, și am schimbat pe marcajul discontinu, deci nu trebuie să schimbăm pe marcajul continuu. Mare grijă. Cum? Am prietenit cu poliția. Ce treabă avem cu poliția? Uite, asta e banda ta. Mai aveai un pic și o luai pe contrasens. O făceai sensul ca în Anglia, pe stânga. Da? A, semnal dreapta. Păi uite-te, mă, și pe unde merge mașina, mă. Când mai aveai un pic și o luai pe partea cealaltă. Nu cred. A? Mai m-am trezit eu cu un băiat. Mai uite-te și în față, da? Nu e bine ce faci. Că ăsta făcea la dreapta și apoi direct în spatele lui intrai. Da? Hai să intrăm la dreapta aici. Ambreiaj și frânare e foarte ușor cu treapta numărul 1. Să încet, nu? Ha. 2,80 m, nu mai știu la cât am înălțat camera, poate rămânem fără ea. Hai că e în regulă. Unde mergem? Așa? Păi, dar era departe. Care departe, mă? Aici pe trecere e departe? Hai, uite, ăla e departe, acum. Da? Nu aveai nicio treabă. Nu e bine. Nu e bine. Ce faci? Mereu fac aici. Aici se interpretează. Aici examinatorul interpretează cum consideră el, cum vrea el. Da? Nu trebuie să-i lăsăm loc de interpretare. Stânga mergem în următoarea intersecție. Da. Să ieșim la dreapta. Ai trebuit să oprești aici? Păi da, dar vezi că te urci pe bordura din stânga. Da. Hai, dă-i de mâini la dreapta, dă-i de mâini, ia pe loc, ia pe loc. Ia pe loc că te urci pe bordura din stânga. Of! Semnal dreapta. Și avem stop. Ce fac, mama? Nu prea bine, după cum se pare. Hai, asigurarea. să ne întoarcem în următoarea intersecție. Mi-a plăcut deloc cum a ieșit acolo. Și zici că e prima dată când ieșim pe acolo. Hă? De obicei eu l-am drept. Scuza, este scuza mea. E scuză, da, corect. Bun, o să mergem la dreapta în sens. Da, hai, frânează, chiar mai brusc poți să frânezi, da? Dacă avem situații de asta. Hai. Ai înțeles? Da. Deci vii mai brusc pe frână, că nu e nicio problemă. Dacă l-ai văzut că vine spre tine, te oprești. Nu te opreai, erai picată la examen. Hai, hai și cu doiul. Haide că mergi cu unul. Ce-am vorbit noi să nu mai mergem atât de mult cu unul? Nu, aici cu 2, așa mi-o lași, cu 2. Păi mută-te acum, da. Oprim semnalul. Uite, suntem în pantă, frânăm întâi, ambreiajul jos. Poți să-i dai unul, da? Ia piciorul de pe frână. Camera frumos. Vizualizare, stânga-dreapta, da? Ha. Dreapta următoare. Oleu, Doamne, ai rămas așa, mă? Parcă rezolvasem problema asta, mă. Zi-mi, mă, Amalia. O rezolvasem, dar sunt și eu om mai uit. Orice om greșește, da. Corect. Ha, mergem. Bine, te iert. Ha. Dar la examen nu te ierte examinatorul. O să-ți dea cu pixul frumos, pac, 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 ai clicat cu 2 de pe loc, oprirea motorului, flux, zi, treapta 2 la plecare, deci 5 cu 5-10 puncte. Mergem la stânga. Mai repede, te rog eu. Bun, și dacă mai venea 2-3 mașini, ce făceai? Mă opream. Păi așa, mă, da. Te oprești, am zis, până în marcajul continuu. Ah. Păi nu, că vine școala, uite că e deja intrată. Hai. Da. Păi dacă ai intrat prima, o lasă ducă. Hai, uite că e blocat sensul, dă-i să meargă. Păi, de ce mai stăm dacă e sensul blocat? Părăsim. Cu asigurare întotdeauna în dreapta când părăsim sensul. Păi dacă o aștepți, eu chiar o să vină lângă trecere și apoi chiar că nu te mai oprești. Oprește semnalul. Ai urmărit-o, dar Era cam departe de trecere, deci puteai să treci fără probleme. Păi, poate treci așa pe lângă mașină și se păi da, dar dacă tu mergeai încet așa, chiar că te prindea și zic eu că nu te mai opreai. Că ziceai că ai trecut, gata, nu mai e. Intenția foarte bună de urmărire de altfel, da? Dar hai să profităm un pic. Adică dacă e mai departe de trecere, lasă mașina să meargă. Nu, frânăm ușor, treapta 2, pe agitație pe lângă trecere pe aici. Hai, nu opri. Doar că venim cu viteză mai micuță când vedem așa mare agitație, mai ales înainte de o trecere. Mergem la dreapta în următoarea intersecție. Așa. Cui acorzi tu prioritate în intersecție? Avem semafor. Avem semafor? Da. Nu e drumul prioritar? Ba, e și ăla, dar mai e semaforul. Așa. Și pentru la dreapta nu acordăm la nimeni, că trebuie să ni se acorde dacă vine cineva de acolo. Mergem înainte. Am încercat. Avem verde acum. Și cui acorzi prioritate? La nimeni. La nimeni, da? Că mergem drept. Oh, dar poate dau și eu. Păi ar trebui să-i dai. Mergem la dreapta. Ambreiaj frânăm ușor cu unul aici, că e un viraj strâns și mai e și ăsta. Așa. Hai, învârte, învârte. Așa. Da. Încet, la dreapta. Așa. Uite, o băgăm cu spatele aici. Te mai în față, mai în față, mai în față. Și ne-am oprit. Marșarierul. Așa. Foarte ușor. O vedem în oglindă mașina neagră? Ha, păi virăm. Așa. Și te uiți aici, să nu dăm în ea. Sper. Cam dăm în ea, da? Ce facem? Hai, păi hai! Nu, 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 lasă așa că e bine, mai ia stânga puțin de volan. Așa, atât. E suficient. Și dreapta totală, acum că uite, a trecut spatele. Dar uite-te și în stânga. Da? Trebuie să mai facem o manevră, că nu e prea puțin spațiu la tine. Să o așezăm chiar pe jumătatea benzii. Trebuie să dăm în față. Da, sigur, în față. Nu e nicio problemă dacă facem mai multe manevre. Important e să o băgăm în siguranță aici. Hai, cum luăm de volan? Așa. Da? Uite-te în oglindă. Îndreaptă direcția și ne-am oprit. Uite, și acum dai drept frumos înapoi. Ia uite-te ce frumos e așezat. Da? Nu am dat în marșarier. Păi ăsta e marșarier? Hai, lasă așa, hai. Ridică ambreiajul. Erai convinsă că ai dat marșarierul? Da! Păi da, văd! Ia piciorul de pe frână, ce faci? De ce stai cu piciorul pe frână? Așa. Când nu mai vedem bordura în baza de jos a oglinzii, ne oprim, că înseamnă că suntem cam aproape. Păi nu mai în spate. Eu nu mai văd. Deci când nu mai vedem bordura aici, ne oprim. Da? Da. Bun, pe liber, asigurăm, oprim motorul. Și treapta numărul 1. Cam atât pentru filmarea de azi, numai bine!